Bună, numele meu este Ovidiu Drobotă și prin acest tutorial video doresc să-ți prezint cum poți tranzacționa CFD-uri sau contracte pentru diferență ce au la bază monedele virtuale prin intermediul Xtrade Brokers. Este important de reținut că CFD-urile sunt produse care presupun folosirea efectului de levier și au un grad ridicat de risc, având în vedere că prețurile pot evolua rapid în defavoarea tranzacției tale. Așadar, asigură-te că înțelegi toate riscurile și ceri sfaturi de specialitate. Ok, pentru a putea tranzacționa aceste monede virtuale, trebuie să fii logat în contul de tranzacționare folosind butonul de login din dreapta sus. Xstation 5 Real sau Demo. Introduce adresa de e-mail și parola primită odată cu înregistrarea contului. Login. Odată logat în platformă, poți observa în partea din stânga lista de instrumente, în partea din dreapta informații despre grafice, iar în partea de jos informații despre poziții deschise, ordine în așteptare, istoricul tranzacțiilor, operațiuni cu numerar, detalii cont. Pentru a putea identifica în platformă instrumentele ce au la bază monede virtuale sau criptomonede, în partea din stânga sus la lista de instrumente se apasă pe cripto. Se desfășoară o listă cu 5 CFD-uri ce au la bază aceste monede virtuale în raport cu dolarul american. Simbolul acestora este următorul: BTC-USD pentru Bitcoin, DCH-USD pentru Dash, ETH-USD pentru Ethereum, LTC-USD pentru Litecoin și XRP-USD pentru Ripple. Pentru a iniția o tranzacție, se apasă pe simbol, se deschide un ticket în care se observă următorii parametri: volumul tranzacției, valoarea contractului, marja reținută la deschiderea tranzacției, și informații despre spread, comision, valoarea unui pip și swap zilnic în caz că poziția rămâne deschisă peste noapte. Oricărui ticket îi se poate atașa un stop loss sau un take profit bifând aceste căsuțe. În scop demonstrativ, voi cumpăra un Bitcoin la care voi atașa un SL și un TP. Aceste valori pot fi modificate folosindu-ne de aceste săgeți sau introducând manual prețul dorit. Voi atașa un stop loss la valoarea de 4300 și un take profit la valoarea de 4400. Dacă dorim să modificăm volumul, ne folosim de aceste săgeți. Volumul minim pentru inițierea unei tranzacții ce are la bază Bitcoin USD este de 0.1. Pentru a iniția tranzacția de cumpărare, se apasă pe butonul Buy. Mai multe detalii despre tranzacția noastră se observă în partea de jos. Numărul tranzacției, tipul tranzacției de cumpărare, volumul, ora de deschidere, prețul de deschidere, valoarea stop loss-ului, valoare take profit, prețul actual al pieței, comision, swap și profitul în timp real. O altă modalitate de a deschide o tranzacție este direct de pe grafic. Ne folosim de butonul verde pentru cumpărare și butonul roșu pentru vânzare. Valoarea volumului se poate modifica folosindu-ne de aceste săgeți. De asemenea, putem adăuga un stop loss și un take profit direct de pe grafic. Dacă dorim să închidem o tranzacție, apăsăm pe butonul X roșu. În mod asemănător, putem deschide tranzacții și pentru celelalte criptomonede.
Dacă doriți să aflați mai multe informații legate de monedele virtuale, vă invit să accesați site-ul în ramura oferta, informații cont, se selectează specificațiile instrumentelor și se alege din listă cripto. Informații despre marjă și levier. La punctul 6, aici găsim informații despre marja colectată la deschiderea tranzacțiilor cu instrumente. Dacă dorești să afli mai multe informații despre tranzacționarea contractelor pentru diferențe ce au la bază monedele virtuale, te invit să ne contactezi folosind numele de telefon, adresa de e-mail sau chat. Îți mulțumesc pentru atenție, succes la tranzacționare!